Ioan Sasu își amintește exact când și-a cumpărat tractorul Universal 450 direct de la Brașov. În aprilie 1990 a ieșit cu el de pe poarta uzinei, iar de atunci l-a folosit neîntrerupt. Motorul e original, tot ce e în el. Și l-am folosit foarte mult. Ioan Comșa și-a cumpărat de pe un site de anunțuri un tractor la mâna a doua produs la Brașov. E tractorul vechi, a fost, poate are 40 de ani sau 30-40, dar merge ca unul nou dacă îl îngrijești. Mașinile agricole produse la Brașov nu sunt deloc ieftine. La mâna a doua costă între 2500 și 4000 de euro. Fermierii noștri nu le-ar da însă pentru cele străine. Ele străine sunt cu contact cu, nu știu, electronice făcute și rămâi în pană în câmp, nu le mai repară nimeni. Vasile Pescaru a lucrat la tractorul în perioada de glorie, când uzina producea 50.000 de tractoare, dintre care jumătate ajungeau la export. Aici ne aflăm în deșertul african, în Algeria. Uzina tractorul a fost pe locul 4 în lume. Era cel mai bun tractor, dovadă că astăzi, după atâția ani, ele sunt în uz. Din 1960, la uzina din Brașov s-au produs primele modele de tractoare integrale românești. După 90, privatizarea a eșuat, iar în 2007, fabrica a intrat în faliment. Cel 125 de hectare cu hale de producție au fost vândute unei firme din București, iar în locul uzinei a fost ridicat un mol. Acum se construiesc și blocuri. Licența pentru producția tractorului românesc UTB a fost cumpărată de un om de afaceri egiptean, care produce și azi mașinile agricole într-o fabrică din Băicoi, județul Prahova.